Salut! Noi suntem Cocoliți și Cristina, tu ești o bicicletistă? Da. Ia mergi, ia uite. Am o roată, că deci, doar atâta mi-am permis. Atâta ne permite o singură roată și Cristina azi vom face obi pe o roată. Oh, pe bune! Bine, e un fel de obi de viteză, așa că rupeți butonul de Cocola. Ai scris în comentariu dacă voi sunteți bicicliști. Știți să mergeți pe bicicletă? Dacă vă pricepeți. Pe ce mergeți voi? Bicicletă, trotinetă, role, pe ce anume? Stai, se poartă acum? Stai că nu merge așa treaba. Asta azi e vorba de bicicletă, Cristina. Da, dar vreau să știu pe ce anume merg Cocolicii. Bun, după ce scrie pe ce știe să meargă, cum ești pe bicicletă? Cu o mână, fără mâini, așa, poți să mergi puțin pe o roată, ce culoare bicicleta, ăsta e lucruri importante eu în viață. Eu mergeam cu două mâini și am învățat să merg bicicleta la 10 ani. Voi, la cât? Eu, da. Mă, dar să știți că e greu. Cristina, vină cu acea. Stai că e greu să faci curba. Așa puțin. Oh, Cristina, vezi valea asta de aici? Da. Du-te, vină puțin, să vezi. Stai, că până ajung la ea, se anunță un episod foarte greu, așa că vă rog frumos să apăsați butonul de Coco Like, pentru că nu știu cât o să du-te! Mă duc. Mă duc. Ține-mă stăm în continuu. Da, țin. Da, țin, băi. Wow! Ăla, de ce o sări și eu n-am sărit? Vrei să sari și tu? Păi da. Atunci, dacă vrei să sari, vezi aici panta asta? Da. La panta asta pești? Space! Ah. La pantă! Pe la pantă, dragoste, scumpă mea. Ok, câți bani ai? 514. Hai să cumperi viteză. Putem să ne cumpărăm viteză? Da. Du-te la speed mai multiplier. Bă, dar vreau trebuie să vorbești corect. Du-te la speed multiplier. Așa, unde e? Aici? Da. Și da. Cumpă, și de bui. Dau bai. Și mai dai o dată bui. Bai. Mai dai o dată bui. Nu mai ai bani. Bai, gata, nu mai am bai. Și acum tu ești mai vitezomană, știi, mai nebun așa. Mai vitezomană decât tine, ha? Nu, decât mine, că eu sunt mai șmecher. Eu am făcut și mai mulți bani decât tine. Dar mai vitezomană decât înainte, știi? Și la un moment dat o să ai viteză din aia de nebună, știi? Deci scopul este să ajungi cât mai departe. Da, că atunci primești cât mai mulți bani și după aceea îți dă și triciclete din asta mai șmecheră. De ce ai făcut așa tumbe de mari? Păi adevărul câștigi bani la tumbe. Da. Și apropo, ți-ai cumpărat și tumbă mai mare, știi? Mă, ce faini. Ți-ai cumpărat tumbă? Mi-am cumpărat tumbă, cred că, nu știu, viteză. A, am căzut. Ai căzut? Deci fiți atenți, aici tu trebuie să apeși pe tumbă. Dar te rog frumos să nu spui să mă direcționez, lasă-mă să fiu bicicletistă. Cu toate astea azi mai înainte, da. Pe data, eu am făcut bani mai mult. Și ia să vedem, câți bani ai făcut tu? 7.000 am avut. Tu cât ai? 1.400? Dar tu de ce ai acum așa de puțin? Ai cheltuit? Am cumpărat viteză. Ideea este, Cristina, dă-i de bui. Ideea este în felul următor. Dacă tu faci tumba șmecheră, dă banul, că tu aici cineva ne judecă. Da, stai să ajung acolo, că e greu de... Dă-te bără, cum ai cumpărat viteză așa? M-a atras magazinul. E greu de controlat. Dacă ești femeie, de-a te trage magazinul. Bă, dar e din ce în ce mai greu să fac tumba. Mamă, am cumpărat viteză și... Mamă, câți bani am! Tu nu vezi că high score-ul meu e 5.000? Tu stai să vedem. Airtime. Ia uite-te, wow! Da. Da. Să vedem. Airtime înseamnă cât de mult... Cât stai în aer. Da, airtime. Pe secunde și se numără aici. Se numără și ești maker la airtime. Stai să vedem. Ia să vedem, cum te descurci acolo? Sunt eu aici avânt. Gândește că score-ul meu e 5.455. Stai că cred că m-am dus mai departe. Hai de mine. Space. Mine? Ca să în drum. Dar eu n-am nevoie de îndrumare. Apropo, eu sunt șmecheră. Oh, ce sus a fost asta. Am ajuns la palmieri. Palmieri? Da. Mamă, și eu am zis că e fain acolo. E cam fain. Stai să vezi, mă simt ca în concediu. Apropo, la chestiile astea mici, de exemplu, nu trebuie apărat să pe Space. Da, știu. Apăs la care vreau eu. Și la care vrei? Uau, de ce departe ajung! Cred că sunt și niște bombe, tu ai văzut? E plin de bombe. Ar trebui să nu le călcăm. E plin de bombe, Cristina. Stai că eu de atunci tot mă joc. Da. Deci eu fac aici un record. Da, păi uite aici, mai întreb un record. Eu am 5.000, tu aluțești, tu ai 6.000. Hai să vedeți, stai să vedeți. Eu cred că o să ajung acolo la final. Păi, ai făcut undeva la 10% din planșă. Pe bune? Aha. Uh-huh. Ai de mare planșa? Da, e mare, se cumpără, merge pe planșe. Să vedeți. Deci dacă ar fi așa ovale... Mamă, de-ai ajuns la foc, Cristina, ai ajuns la foc. Și aici trebuie să avem grijă că e lavă. Și distanța mai mare. Mamă, ce ai făcut acolo? Am făcut o șmecherie, deci mă zici că sunt la circ aici. Mamă, Cristina, așa ceva n-am văzut în viața mea. Nu știu, la dură, vreau și o dură. Dar să știi că mi-ar prinde bine o dură. Așa e cocolișilor. Și mie, vreau o dură. De curcubeu. Pe ăla avea de curcubeu. Mamă, dar ce bine mă pricep. Frate, nu știu cum să vă zic, dar mă pricep. Mamă, câți bani o să faci? Mulți de tot. Oare ce o să-mi iau eu?
Stai, unde mă tragi? Te vedem? Păi, na, să intri în cameră. Vei, Felix, din cauza ta. Uite, uite, curcubeu. Ros. Mă treci pe curcubeu, că curcubeu-s de bani. Stai că vreau să ajung la curcubeu. Întoarce, pe păi, da. Stai, ușor, calmează-te. Nu poți mă calmezi. Stop. Întoarce, ușor, dreapta-sângă, așa, și dai în față. Stai, ușor. Deci vreau să ajung, bă, frate, acolo. Ușor. Dar nu zi un FV, ușor. Că poate eu... Greu. Așa, eu vreau greu. Ia uite ce cameriță sunt. Mamă. Frate, stai să nu calc pe foc. Ce e asta? Mamă, deci sunt chiar pe margine. Mamă. Dar eu tot merg. Am văzut. Nu știu ce să vă zic, dar cred că jocul ăsta e cel ca la care eu mă pricep. Dar stai că... Cred că mi-a descoperit un talent nou. Dar și eu mă pricep. Am ajuns la curcubeu! Super. Te iei după mine. Păi dar nu numai că după tine, te-ntrec. Serios? Da, sunt foarte... În primul rând eu am viteza triplă față de a ta. E, foarte bine, eu merg încet, dar sigur. Fii atentă, îți niște chestii verzi care prinde viteză. Da, am văzut și eu. Oh, dar ce statea... Eu la început oculeam. Ce statea bombe? Deci eu la început oculeam chestiile astea verzi. Și uneori nu pot să le iau, știți? Da. Așa sunt eu, prea am țintă. Bă, ce în față ești tu să fiu eu? Că-s bani, o să faci tu banul. Doamne! Mamă! Vezi cum aleg. De ce ești formula formulelor? Asta este că am dat cu nasul direct pe formulă. Mamă, eu tu ești 18.000 și am luat... Îți la o secundă de tine, Cristina. Serios? La o secundă de tine. Acum te întreg. Da, pentru că am viteză mai mare. Faza este că eu nu prea sunt pricepută, dar văd că sunt rezistentă. Știi, ăsta e atul meu, sunt rezistentă. Aoleu, m-ai întrecut, nu? Ale erai tu? 19.000, da, te-am întrecut. Te-am întrecut cineva, ale era meu, da. Oh my god, am mers pe țeava asta. Nu cred, Cristina, tot de când nu mi-am dorit să fac asta? Am maturii. Uite, eu am trecut rozul, să mai departe. Și la ce culoare ai ajuns? Albastru-i. E albastru? Mamă, dar ce fain e. Îți bani fac. Cristina, noi putem fi nebuni în joc, dar putem cumpla dublu speed. Nebunie totală. Da, nu ai înțeles ce se întâmplă nimic aici. Stai. Wow, mai încolo sunt trambuline. Serios? Da. Dar vreau și eu cu țop. Țop. Uai de cap. Bă, înapoi. Și te descurci bine acolo. Oh my god, cucolișilor, să facem curcubeu, vă vedeți? Am un problemă. Trebuie să apăs un space pentru că este o distanță uriașă. Între platforme. Da, e distanță uriașă. Mamă. Vedeți că mi-a luat o super mega viteză. Mamă. Aș fi dacă știi și viteza, 1.000.000 de kilometri pe oră, chestia astea. Aha. Mamă. Hai de capul meu. Eu sunt la 32.000, tu ești la 27.000. Da. Mamă, dar ce viteză am. Mamă. Fai de cap meu. Ce fain se vede curcubeul de aici, când mai sari și faci țop. Ce ai pierdut? Am călcat pe bombă. Serios? La 34.000, da. Nevante bombele astea. Adevărul că le pun ăștia special ca să calci în ele. A, cât e o dâră? Ți-i dâră? Da, miau, că trebuie. Deci eu nu știu cum să vă zic, dar mi-am găsit jocul la care mă pricep. Mamă. Cred că este faptul că eu am flori pe bicicletă. Da, asta. Da, și te-ai văzut că fetele își pun flori pe bicicletă, că e mai cu noroc așa. Hai să vedem cu drumul drum. Merg aici pe lângă balustradă. Bă, mi-a întrecut scorul, Cristina. Și am luat copaci, acolo m-am bulversat. Acolo te-ai bulversat? Acolo m-a dat în freză. Mamă, dar aici ai cu tunete. Ce se întâmplă, dar aici plouă. Cu tunece. Cu tunete. Cu tunece. 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 Hai să vedem. Cât faci un rebirth aici? Aici pur și simplu sunt pe trotuar. Hai. Pe stradă. Frate, dar tunetele astea sunt pericol. Pentru că te pot nimeri. Da, te-ai nimerit tu tunetul? Nu. Dar am văzut că se poate să te nimerească. Bă, dar cât bă scați tu scor că ai făcut jumătate din joc? Ce, bă, tu cât mergi? Da. Prima, nu știu, dar mi-am găsit meseria. Nu, salți în prima ta, în fața ta, dar sunt foarte... Eu sunt bicicletistă. Observ acum, dar faza este că știi care este faza? Ai o viteză mai mare și bicicleta mai mică și tu cu trabantul tău te descurci. Asta e problema, știi? Înțelegi? E problema de trabant. E vorba de tehnică. De când mai știu așa mă bicicleta? Stai să vezi. Deja mă enervezi. Stai că eu nu știu ce e cu mine, dar sunt rezistentă.
Cred că mai, eu cred că mai mult ești trotinetist. Cum bă? Și uite la ea. Băi, Cristina. Nu știu ce se întâmplă, dar v-a zis eu că mi-a găsit meseria. E viața mea. Stai să vedem. Deci, vă rog frumos să scrieți în comentarii. Sunteți uimiți? Da, sunt. Sunteți? Toată lumea e uimită de mine aici? Da. Cu bicicleta asta de 2 lei? Ia uitați-vă. Eu cred că, dar nu știu cum e. Când ai parcă o pereche de papuși din aia mai folosiți, mai vechi, parcă cu aia merg mai bine, știi? Ceva de genul, nu se trebuie de firmă. Am uitat să zic, hai să scoatem muzica din joc ca să audă și lumea bicicleta, dar acum nu poți să apeși pe settings. Hai de bine, e bicicletă și cu sunete? Da. Hai să vedem. Dar cât de departe mă voi duce? Mai este doar un băiat care e în fața mea. A trebuit să-l întrec. Mă întreb oare ce este acolo la final? Îți dă înghețată? Dă, ce-ți dă? Bicicletă. Ah, poate îți dă o bicicletă nouă. Și uite la ea. Hai să vedem încotro mă duc. Mamă. Hai să vedem, tu te cam uiți la mine, ha? Da. Mamă. Ești cam impresionat? N-ai de gând să vii să-ți cheltui banii, nu? Nu, lasă-mă să mă distrez. Te mai distrez, da. Mai stau afară, te rog, lasă-mă. Dar nu mă simt bine că eu nu mă distrez. Eu cam o pățesc aici, știi? Păi stai acolo la magazin. Dar nu-mi place că n-am pe nici bani, trebuie să cumpăr. Trebuie să te facă shopping acolo la magazin. Da, trebuie să ai și bani ca să faci shopping-ul. Și eu mi-am cheltuit. Și ca să câștigi, ca să faci bani trebuie să câștigi. Și n-am câștigat. Trebuie să vedem, oare câți bani îmi dă mie? Aoleu, am crezut și-o bombă. Câți bani ți-o dat? 22.000? Ai de mine. Ah, ce bogătașă mă simt. Du-te, cumpără-ți viteză. Ia de la settings, bogătașo, de la settings, repede. Și scoate muzica de jos. Era bine că te-a scos-o până acum. Nu știu cum. Click. Câști. Click. Click. Așa. Ah, ok. De la settings, poate. Settings, așa. Na, ce să zic, du-te, cumpără-ți. Stai, ce fac aici, dau mult speed. Bye, cumpără așa ca nebuna. Cât? Tot. Tot? De toți banii? Mai dai cu ată. De ce? Îmi cheltui tot banii la magazin? Păi n-ai, am singur magazin de joc. Da, dar e genul ăla care îl mai pune deoparte. Bun, hai, lasă. Și cumpără-ți viteză dublă de la store. Așa. Și aia e dublu speed, la 35 de Brubux. Asta, asta, a doua, da. 35, bine că nu e așa de scump. Cât te ține de-i? Deci tot ce mi-am cumpărat se dublează? Doar viteza, hai. Stai să văd, ce fac aici? Pe ce fac? De store. Pe store. Și du-te la vezi câtă viteză, hai să vedem. Să văd dacă ești mai viteză umană, hai. Să vedem. Ia du-te. Ia să te văd. Haide, gameriță. S-ar putea să ajung din 3 secunde unde eram înainte. Nu știu dacă îți controlezi viteza. Este viteza. Știu. Da, da. Dar important este să controlezi viteza, să fii controlabilă. Hai să vedem. Hai să vedem aici cu Felix. Mamă, cât stai în aer aici. Păi da, că ai viteză mare. Dar parcă zici că e trambulină totul. Da, e trambulină cu viteza. Mamă, ce nebunie. Fii atent, deja am ajuns direct aici, la palmier. Ai ajuns la... Și ți-mi minte că înainte când munceai pentru palmieri? Da. Era muncă să ajungi la palmier în... pe vremea când erai cu bicicleta cu viteza aia, știi? Wow, mia, deja mă întrec. Vedeți că vin din urmă, oh my god, deja am ajuns la lava asta. Frate, dar cât stai în aer, o da, rămadă. Asta e faza, că câștigi banul bun pe aer. Dar eu n-am dură. Dura costă. Păi și am avut mulți bani. Nu, costă și mai mulți bani. Costă 1.000.000 o dură. Serios? Da. Trebuie să facem dură cu colișilor. Trebuie să facem dură și... Na, știi cum este, dura costă. Vreau de curcubeu să fie. Păi aia e cea mai faină. Eu doar pe curcubeu merg. Curcubeu? Eu nu de bălegăreț, mi se pare că e mai... dacă vrei. Tu pe aia mergi? Nu, că nu. Și aia e scumpă. Mamă! Este un fel de balustradă, perete invizibil, nu? Care te lasă să... Bă, să știi că eu am trecut și de el, din păcate. Da? Da, când mergi foarte în aer, știi? Asta nu prea știu exact. Mamă, dar ce faci să vede curcubeu? Nu, căzuș. Căzuș? Fii atentă cât de departe ai ajuns și tu. Ia uitați-vă la mine. Oh my god, sunt prima, frate. Prima de pe aici, de pe tot. Deci voi vedeți liniuța aia? Parcă eram prima. Mai puțin și ajungi unde ai fost înainte. Doamne, și cât am muncit înainte. Mamă. La fix. Mamă. Doamne, dar impresionabil ce fac eu aici. Hai de capul meu, ce nebunești. Mă pricep, nu? Hai de capul meu. Trebuie să vedem aici. Așa, mi-am calculat bine.
Stai să vedem. Hopa, țopa. Penelopa. Deci noroc de zidul ăsta invizibil, că altfel faieram de mult. Terci. Stai, întoarce-te cu fața, cocos. Întoarce-te cu fața. Aoleu, am dat un puțin cu nasul. Dar e ok, e ok. Am nas rezistent. Cucolișilor, țineți în pumni. Țineți în pumni, că nu știu ce se întâmplă aici. Așa. Deci, practic, acum nu te mai ia foarte în față, dar te ia destul de în sus. Da, oricum, viteza ta e viteză de nebună. Am foarte viteză de nebună. Mamă mie, dar ce distractiv e jocul. V-a zis că trebuie de avut grijă la tunete, la fulgere, la bombe, la trotuar. Cam dat iarăși cu nasul. Dar important e cum te salvezi. Aia, gata, hai mă. Stai, fraților, unde sunt? Am crezut că sunt mai în față, dar mai avem puțin și ajungem la jumătate. Eu mi-am luat dâră de curcubeu. Da? Da. Ești ca șmecher tu. Mă trebuie de rebirth, pierzi tot. Nu dau rebirth. Îți dă și bicicletă nouă. Da? Da. Roz? Că să văd, nu, albastră. Cât albastră? Cât e roz? Oh, pentru aia roz trebuie să muncești mult. Da? În viața trebuie să muncești mult ca să ai roz, hă? Da. Chiar trebuie. Stai să vedem. Na, ți-ai întrecut record dinainte. Recordabilă. Sunt recordabilă? Dar mă întreb, oare după asta ce urmează, știi? Ceva cu roșu, ceva cu roșu, că ți-arată acolo jos. Ceva cu roșu, hai că mai e foarte puțin. Hai să ne uităm, deci toată lumea e cu ochii pe mine. Mă simt ca la circ. Să știi că arată ca la circ. Aici erau multe bombe, trebuie să sar. A, plin de bombe, adică am bombe lucrăm. Trebuie cu grijă la bombe. Să ne vandă bombele. Na. Că le și pune multe. Felix, am văzut că te uitai, că, deci când te uiți, nu știu, sunt o presiune pe mine. Scuză-mă. Du-te... Du-te, cumpără viteza maximă și ca să ții dâră, cumpără viteza maximă. Speed multiplier. Stai, eu nu pot. Pleacă-mă de acolo, nu vezi că n-ai făcut niciun record. Așa, mă duc aici. Cum ai mișto așa departe când ești varză? Dă-i bâi la maxim. Am ajuns să mă șinec. Eu știu numai cu viteza, nu știu pe aici. Gata, du-te cum de la rebirth. Ce? Da, rebirth? Da. Pe așa trezea toată lumea. Ca să mergi și mai repede, găsești și mai mulți bani. Uite la roșu. Aici? Mhm. Bun. Și dai rebirth. Așa. Așa pleacă. Dă încă un rebirth. Încă un rebirth. Pleacă de aici. Du-te, ia-ți dâra din stânga. Asta stai să vedem. Tanti, eu știu stânga, că tu citești mult. Stânga. Aici e stânga. Și uite acolo. Stai să vedem ce dâră pot să-mi iau. Oh my god. Cum ai câștigat mai mult decât mine? Uite aia, prima, curcubeu. Du-te pe ea. Așa? Și tu te iați bicicleta albastră, că e mai rapidă. M-a dat asta la o parte. Și bicicleta albastră în față, că e mai rapidă? E mai rapidă? Da, e mai rapidă. Sau galben la tine, ce e? La mine a fost albastră. Hai să vedem cât îmi permit. Roșie. E bună roșie. Hai, vrea să fie roșu. E roșu. Până ajung. Acolo se urginește. Uite roșu. Nu, următoarea. Albastru. Albastru, un rebirth. Așa. Și uite ce fain. Da. Acum tu ai dărea, mergi puțin pe dără, dar numai puțin, că nu vreau să-mi... Da, ce fain e. Că sunt jumătate de oră până treci acolo, pentru că tu ești cam tare la scorul ăsta. Ia, de puțin și de zoom out, zoom out. Ia uite, și tu să dai acolo, să sari, puțin sari. Mamă, n-ar rupeți butonul de cocolai. Știți în comentarii dacă și voi sunteți bicicliști ca și cicliști, ca și Carolina. Ca și mine. Ca și Cristina, că nu știu de ce eu aici am un scor de 2 lei și uite, am scor maxim și tot ce mai tare de pe server. Și ne vedem data viitoare. Pa, l-am impresionat, Felix.